Nu este un aspect peste care trebuie să trecem ușor, nici noi ca și cadre medicale. Și așa cum am spus, pacienții trebuie încurajați și din acest punct de vedere. Pentru toate există o rezolvare, atâta timp cât ne prezentăm din timp la medic, începem un tratament corespunzător și sigur. La fel voi folosi o expresie nu academică, dar atâta timp cât ținem boala în frâu, cât ținem hățurile, dacă vreți, atunci pacientul va trece mai ușor peste această patologie. Mai mult decât atât, medicul trebuie să devină la un moment dat un amic, un prieten al pacientului, sigur în ceea ce reprezintă îngrijirea acestuia și așa cum spuneam, trebuie privit pacientul holistic din toate punctele de vedere. Bun, spuneați că de-a lungul timpului ați tratat și ați văzut mulți astfel de pacienți cu Clostridium, cu Klebsiella, cu E. coli. Există cazul să treci prin această afecțiune la un anumit moment dat și peste câțiva ani să revii la spital, să te internezi cu aceeași afecțiune, adică acești pacienți care au trecut deja prin această boală să fie mult mai sensibili și mult mai predispuși pe viitor la a ajunge să treacă din nou prin aceeași boală? Depinde de etiologia bolii, depinde de etiologia patologiei. Dacă discutăm de Clostridium difficile, există posibilitatea destul de mare, procentul este semnificativ înalt, de recidivă. În schimb, dacă discutăm de o infecție cu Pseudomonas, o infecție care, sau mai bine spus, un microorganism, Pseudomonas klebsiella, Acinetobacter, sunt, așa cum am spus, microorganisme care se găsesc în general și mai ales cele care sunt multidrog rezistente, se găsesc în mediul intraspitalicesc. Probabilitatea de a ne reinfecta există, dar spre deosebire de Clostridium difficile, care poate să și de obicei rămâne într-o stare dormantă în organism, celelalte microorganisme, chiar dacă fac parte din o parte dintre acestea din flora saprofită, adică din flora proprii organismului nostru, probabilitatea de a determina o nouă infecție este destul de mică. Trebuie să existe în momentul respectiv o poartă de intrare. Așa cum am spus, sunt în general, sunt microorganisme care se regăsesc în compartimentele și secțiile de terapie intensive. Nu sunt apărute din cauza, știu eu, nu pot să-i spun ignoranță, dar a unui act medical deficitar, ci din cauza faptului că există o multitudine de patologii. Așa cum spuneam, fiecare pacient este diferit în felul lui din punct de vedere imunologic. Spre exemplu, Pseudomonas phoeacianicus, încă o dată spun, printre cel mai infam microorganism, îl putem identifica inclusiv pe tegument. La persoanele potente din punct de vedere imunologic, adică la persoanele sănătoase, acesta nu determină nicio modificare în homeostazia organismului. La fel ca și discutam cu dumneavoastră înaintea emisiunii, inclusiv de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus îl găsim tot timpul la nivelul tegumentului. Sigur, dacă întâlnește la un moment dat organismul pe o pantă descendentă, atunci poate să dea o reinfectare sau o patologie din nou gravă. Dar în mod normal,
acestei microorganisme nu determină o reinfectare. Sigur, nu este de ignorat faptul că orice organism trecut printr-o patologie severă, dacă discutăm în momentul de față de sepsis, adică de septicemie, de șocul septic, care este o treaptă superioară vis-a-vis de sepsis, inevitabil acesta își va lăsa amprenta asupra organismului. Va determina o reactivitate crescută a organismului în ceea ce reprezintă microorganismele. Spre exemplu, un pacient care prezintă o pneumonie severă la un moment dat va rămâne cu o anumită sensibilitate în ceea ce reprezintă căile respiratorii superioare și inferioare pe o perioadă mai lungă de timp comparativ cu o persoană care nu a experimentat o asemenea patologie. Vorbim de o pneumonie, de o bronhopneumonie, la fel care nu a fost tratată la timp sau nu a fost tratată corespunzător. Acest deziderat pe care noi încercăm în România să-l introducem de o perioadă lungă de timp, prea lungă din punctul meu de vedere, dar sigur nu trebuie să abandonăm această luptă, este ca antibioticele să nu fie eliberate din farmacii fără rețetă, fără recomandarea medicului. Și vă dau un simplu exemplu. Virozele respiratorii, cea mai gravă formă a virozei respiratorii este gripa. Viroza respiratorii, virozele respiratorii, inclusiv gripa, nu se tratează cu antibiotic. Inițierea unui tratament imediat cum ne apare simptomatologia, adică facem febră, avem rinoreu, ne curge nasul, avem dureri musculare, dureri articulare, nu inițiem tratamentul cu antibiotic, fără doar și poate. Este cunoscut faptul că orice infecție virală poate să determine și de multe ori determină și o suprainfecție bacteriană. Adică, în momentul în care avem o infecție virală, Uneori, da. apare și o infecție bacteriană. Antibioticele se administrează doar împotriva bacteriilor. Da. Împotriva unei patologii determinate de un virus se administrează antivirale. De aceea este important să ne adresăm tot timpul specialiștilor, să fim bine informați, să ni se explice, chiar dacă nu sau avem anumite întrebări, tot timpul încurajez pacienții să le adreseze cadrelor medicale, să le adreseze medicului curant, astfel încât pacientul să înțeleagă foarte bine tratamentul pe care trebuie să-l urmeze și mai mult decât atât, intervalul de timp la care se administrează antibioticul, durata de tratament și, sigur, trebuie explicat pacientului ceea ce reprezintă managementul bolii în momentul respectiv. Cât durează tratamentul și pașii care urmează a fi făcuți.